Exact a zis că e locul 25 de oameni de foame și eu încerc să mă fac treaba pentru care sunt plătit. Și am încheiat subiectul ăsta, dar nivelul de atenție trebuie să rămână, pentru că, cum spuneam și închei, încerc să închei subiectul ăsta, doar de că fac eforturi, este ordin pe unitate să fie lovit Sanitasul prin tot felul de impostori. Pentru că, știți ce e curios? După ce 26 de ani de zile i-a reprezentat cu cinste și cât ne-a dus capul. Dar corect. Tot corpul medical a apărut unul ca Cotojman și fac cacofonie cu bună intenție, da? A apărut unul ca Cotojman să reprezinte medicii. Un idiot. Cu dosar penal, cu morți pe drum și cu alte lucruri. Care este un aspect medical? La aproape de... Vă spun că o să vină valul. Că au temul, repet, și vă dau toate detaliile. Da? Să reprezinte doctor. Și mai este un doctoraș, un cârstuiu, care în general, în afară de calitatea de a ști să pună în pahare, nu are nicio calitate. Dar acești doi colegi, cost de topor, cum le-am spus și le-am spus public, da? Au fost preluați, după ce nu le-a ieșit în august, septembrie, octombrie, anul trecut, în așa fel încât s-au dus la Colegiul Medicilor, prin cei care i-au băgat acum, celebrii, Copaciu, Corii, Iulie, George și toți stupiți ăștia, da? Da? Și acum discută, și o să vedeți de ce vă spun lucrurile astea, discută cu reprezentanții medicilor din spitale, ca în anumite zile, în aceeași oră, să vă scoată docurii clar, care dacă îi aveți, și doi, să meargă și la asistenții medicale. Și acum vă spun care ar fi să fie mesajul pe care noi ne-am propus să-l dăm. Niciodată veci pur, cu toate mășelile astea, ei nu vor putea, datorită legii, să aibă reprezentativitate. Și atunci trebuie să vorbesc cu colegii din unitate, să stea în bloc cu Sanitasul, pentru că riscă că asta este intenția, să ne fragmenteze ca să nu mai putem semna contractul colectiv de muncă în care începem să luăm drepturi suplimentare, da? Și îi deranjează la dacă le-a costă bani. Uiți-vă că acum suntem în praxe să semnăm cu Casa Națională și cu Ministerul Sănătății acel modificarea ordinului comun pentru facilități. Da? Adică nu să mai stai tu umil la o coadă, să ai loc unde să te duci în vârsta, să se plătească analize și multe alte lucruri și aia iară costă bani și dacă banii trebuie să iei de undeva și fac calcule că îi luăm din buzunarul necinstiților și dăm la pălmași. Da? Și multe, multe alte lucruri. Aș putea să vă vorbesc două ore despre câte lucruri facem noi ca să înțelegeți ce fac ei. Deci niște mizerii în care oamenii la un moment dat își vor da seama. În general am observat că toți ăștia care se pretind lideri au probleme și de asta asta întărește teoria pe care am spus acel transcript. Da? Toți oamenii care au avut probleme în teritoriu au fost din toată racolați, puși în consiliu, în colegiile medicilor, așa fel încât la un moment dat să înceapă lupta asta. Dar este strict problema lor. Legat de legea salarizării, ea este un aspect foarte important. De ce n-am vrut noi să credem în capcana legii salarizării 2020?